Prețul carburanților dă înapoi, nu atât de rapid cum a crescut, însă de ieri până azi a fost o ieftinire importantă la pompă. În medie, scăderea a fost de 15 bani, ceea ce duce litrul de benzină sub 8 lei. Și tendința se va menține în următoarele două luni. Din octombrie însă expiră compensarea de 50 de bani, iar Europa va renunța încet încet la petrolul rusesc. Conform Observator News, șoferii au avut parte de o surpriză neașteptată când au mers să facă plinul. De ieri până azi, liderul pieței de carburanți a ieftinit benzina și motorina cu aproximativ 15 bani pe litru. Acum, prețul pe care îl plătim la pompă după aplicarea compensării de 50 de bani pe bonul fiscal a coborât sub 8 lei pe litrul de benzină, iar motorina este în jur de 8 lei și 50 de bani. Practic, prețul carburanților este la nivelul de acum 3 luni. La diesel, scăderea de preț este mai mică pentru că România importă jumătate din cantitatea necesară. În schimb, producem benzină mai mult decât consumăm și asta se vede în preț. De la începutul lunii, carburanții s-au ieftinit cu 8%, dacă includem și reducerea de 50 de bani. Prima explicație este că petrolul s-a ieftinit și s-a stabilizat în jur de 100 de dolari barilul. Scăderea este pusă pe seama cererii mai mici de carburanți, iar cererea mai mică ieftinește oferta. Urmarea creșterii prețului la benzină și motorină, a existat o importantă reducere a cantității de benzină și motorină vândute. Această scădere a influențat situațiile financiare ale furnizorilor, a declarat Dumitru Chisăliță, expert în energie. În plus, dolarul, moneda în care se vinde petrolul, s-a tot apreciat de când a început războiul din Ucraina. De câteva zile, însă, leul a mai prins puteri. Trendul se va menține, însă reducerile nu vor fi spectaculoase. Spre finalul anului am putea avea noi creșteri când Europa va renunța de tot la petrolul rusesc. Teoretic, cred că putem să sperăm că încă 10 bani să meargă sub nivelul pe care îl avem în momentul de față, cam în următoarea lună, a declarat Dumitru Chisăliță, expert în energie, relatează Observator News.